Întrebarea de azi vine de la cineva din Brașov și întrebarea este că nu știu, sau provocarea este că nu știu cum să vorbesc despre produsele pe care le vând, uleiuri esențiale, fără să mă simt că vând ceva sau să-mi fie teamă că sunt perceput așa. Mă gândesc că e probabil o credință limitativă, însă mă tot lovesc de asta și nu știu cum să trec peste. Sper că postările mele au interacțiune, însă când vorbesc despre uleiuri, nu prea. Deci asta e o întrebare super interesantă și mi se pare grea și cred că iar mai multe răspunsuri aici. Primul loc în care m-aș sta aici e la mindset. Adică pe de parte sunt oameni care nu le place să vândă de fel și atunci e greu, dacă e așa, e ok. Eu m-aș uita, băi, cred eu în produsul ăsta? Că dacă nu cred, va fi mereu, se va simți super nașa de fiecare dată când va trebui să vorbim despre el. De-aia m-aș uita. Pot să vorbesc despre alte lucruri cu entuziasm, chiar dacă unii ar zice, oai, ai vânzare. Pot să fac asta sau nu? Dacă nu, înseamnă că avem noi o credință limitativă în general legată de vânzări și, bă, e super că e rezolvabilă și asta. Dacă nu se întâmplă, dacă de anumite lucruri putem vorbi cu dragi, nu avem problemă să le recomandăm, înseamnă că poate mai avem probleme cu încrederea noastră în produsul ăsta și atunci m-aș uita acolo. De ce? Începe iar să iau de ce am intrat în proiectul ăsta, de ce cred eu că e produsul bun, îl folosesc, asta ar fi pe de-o parte. Da? Deci dacă trebuie să te uiți, crezi în produs sau nu, că dacă nu, nu te ajută nimic. Just give up și caut altceva. Dacă crezi în produs și e doar chestia aia că nu-ți place în general să vinzi, am mai multe răspunsuri. Odată toată lumea vinde, cu toții vindem în fiecare zi. Momentul în care vrei să-ți convingi o prietenă, un partener, o soț, soție, eu știu ce ai, să meargă la un restaurant care îți place ție sau etc., ai făcut o vânzare, ai făcut o negociere. Cu toții vindem ceva în fiecare zi, de-aia mi se pare un skill pe care toată lumea ar trebui să-și rezolve. Deci ține minte, toată lumea vinde ceva, tot timpul vindem ceva, doar că aici e cazul unui produs fizic și n-ar trebui să fie nicio diferență. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, după ce ai acceptat dacă cu toții vindem ceva sau vindem tot timpul, eu aș căuta un pic, că la unul vânzările sunt 80% emoționale. Care sunt lucrurile? Poate preiei foarte mult din mesajele pe care le primești de la companie, etc. Eu aș încerca să fac niște mesaje mai personale potrivite mie. În sensul care, păi, ce te entuziasmează pe tine legat de produs? Să le pur și simplu șeruiește lucrurile astea cu oameni. Așa ajungem de multe ori, sau cel mai bun mod de a vinde un produs este să trecem un om prin același proces de aha prin care am trecut și noi înainte, când l-am cumpărat prima oară sau când am înțeles cum ne ajută. Și tu, împărtășind aceste mici povești, situații pe care le ai, tu cum te ajuta, cum te ajuta sau ce obiecții fi ce ai avut tu legat de produsele alea, să vezi că mulți oameni le au și când au, da, ok, deci asta e așa. Și au să vezi că mai mulți ajung să cumpere de la tine. Asta ar fi pe locul 2. Pe locul 3, iarăși, cum ai spus și tu din întrebare, e o credință limitativă, just go and do it, în timp se duce. Ajută, repet, foarte mult să crezi în produsele, de-aia acum eu personal pot să vorbesc de Smarters 24 de ore, fără să mă repet, pentru că chiar cred în, nu știu, în soluțiile noastre, în echipa noastră, în tot. Deci asta se duce în timp dacă doar încep să mai vorbești așa. Și pe de altă parte, ce prieteni sunt aceia dacă nu te susțin în chestia asta? Adică și eu am prieteni, colegi care vând produse de genul sau altele, chiar le dau like dacă pot, cumpăr de la ei. Eu cred că asta face un prieten. Dacă prietenii tăi se depărtează de tine pentru că ai un anumit business sau vinzi anumite produse, nu știu cât de prieteni sunt, așa că cu atât mai bine, uite, ai un beneficiu. Cam astea sunt lucrurile care mi-au venit acum la cal legat de chestia asta, dar nu uita, it's all here pe de-o parte. Pe de altă parte, cu toții vindem. Fă într-un mod care simte mai ok cu tine, mai încearcă lucruri, dar nu are de ce să-ți fie rușine dacă crezi în produsele alea. Nu știu cât a trecut pe timer, dar pentru mine au trecut doar 3 minute, deci cred că suntem ok.